deci să înțeleg că vă plac jocurile pe mobil este, ei bine, ați nimerit în locul potrivit, pentru că și eu la rândul meu le iubesc enorm, încât vă pot recomanda cele mai tari jocuri pe care le puteți instala. Așa că în urma sondajului de acum câteva zile de pe canal, varianta câștigătoare pentru acest episod, dintre a fi unul cu aplicații sau unul cu jocuri, este varianta cu jocuri. Iar ca să vedeți că mă țin de cuvânt, acest nou episod este unul cu jocuri. Dar nu orice jocuri, ci o listă cu top 5 jocuri noi și numai bune să le instalați pe telefoanele voastre. Și înainte să încep, nu uitați să vă abonați la acest canal, fiindcă vor apărea din ce în ce mai multe sondaje de acest fel, unde voi veți alege ce episoade să mai postez pe acest canal. Și fără prea mari introduceri, să-i dăm drumul! Începem cu jocul cu numărul 5, pe nume Fighting Pride. Fighting Pride este un joc sportiv cu legături puternice dintre box și lupte corp la corp, inspirat dintr-o poveste reală. Și aici nu mă refer la Ian Sterp și Ricardo. Drumul către cariera profesionistă în acest joc pleacă de la o vârstă fragedă, unde vei fi nevoit să te lupți cot la cot cu adolescenți întâlniți pe drum, până vei căpăta destul experiență pentru a deveni unul dintre cei mai buni. Odată cu experiența pe care o aduni în decursul anilor, vei putea debloca diverse lovituri și mișcări, fiindcă te vei lupta cu mai mulți oponenți într-o dată, dar și că vei avea posibilitatea să lupți într-o arenă profesionistă, alături de, bineînțeles, boxeri profesioniști. Folosește-ți cunoștințele și skill-urile pentru a da cele mai bune lovituri, încât să nu le dai ocazia să te învingă cu una, cu două. Jocul, din păcate, nu-l veți regăsi pe Play Store, însă v-am lăsat un link în descriere de unde să-l descărcați și voi. Jocul de pe locul 4 l-avem pe Dead Crusher. De această dată avem un joc shooter și o grafică mult mai reușită. Povestea acestui joc este una foarte simplă. Faci parte dintr-o echipă de elită unde tocmai ai fost plasat în centrul unei apocalipse, ce a rezultat în urma acesteia sute de zombi și creaturi ciudate ce vor să devoreze tot ce este încă viu. Jocul dispune de misiuni complexe, adrenalină, boși, zombi din ce în ce mai puternici, arme și posibilitatea să-ți upgradezi echipamentul și armamentul căpătat din urma distrugerii zombilor, dar și a găsirilor de pe traseu. Misiunea acestui joc este una cât se poate de simplă. Dobori zombii prin simpla ridicare a degetului de pe ecran trăgând în zombii, iar prin ținerea continuă a degetului pe ecran te deplasezi către direcția dorită, iar asta trebuie să o faci foarte des, altfel vei fi prins. Însă, scopul nu este acesta, ci să dobori cât mai mulți zombi și să salvezi singurii supraviețuitori de pe traseu. Jocul este unul super interesant și chiar vi-l recomand să-l încercați și voi din linkul din descriere. Fanii jocurilor de luptă vor găsi Metal Revolution a fi un joc foarte distractiv și plin de entuziasm. Ce face acest joc de pe locul 3 să fie atât de special este pentru că oferă bătălii distractive și interesante între oameni și roboți, într-o lume inspirată din cyberpunk, unde există un conflict între tehnologie și umanitate. Pe scurt, o bătălie futuristă între om și mașină. Metal Revolution se remarcă față de altele din aceeași categorie datorită graficii ridicate, dar și a mecanicii de joc foarte simple. Principalele caracteristici pe care le are acest joc de luptă futuristă sunt comenzile simple, putând efectua tot felul de combo-uri și atacuri speciale, personaje cu stiluri diferite, destule variante de stiluri de joc, cum ar fi arena, joc rapid, prieten, offline, arcade și antrenament. Tot aici mai adaug și posibilitatea de a debloca personaje, dar și scenarii noi. Eu unul vi-l recomand să-l jucați cel puțin o dată pentru a vedea cât de captivant poate fi. Mai departe mergem la jocul de pe locul 2, pe nume Magic Arena Battle Royale. De această dată ne vom teleporta într-o lume magică cu vrăjitori, poțiuni cu farmece și magie ce te vor face să petreci ceva timp în el fără ca tu să-ți dai seama de orele trecute. Cu o grafică inspirată de la prea cunoscutele jocuri Clash Royale, avem prezentă și pe acest joc același stil animat cu caractere de mici dimensiuni, cufere și posibilitatea upgradării puterilor și a personajelor prin urma adunării diferitelor recompense. Pentru cei ce cunosc regulile jocurilor PUBG sau Fortnite combinate cu Clash Royale, cam pe același principiu merge și acest joc. Distrugi inamicii prin intermediul poțiunilor adunate de pe teren sau din urma doborârii inamicului și evizi zona roșie ce se micșorează odată cu trecerea timpului. Un joc nou cu puțin peste 50.000 de instalări pe care recomand cu mare încredere să-l descărcați din linkul din descriere.
Iar ultimul joc cu personaje din Marvel, lupte explozive, misiuni complexe și lista continuă, se numește Marvel Future Revolution. Avem în acest joc personaje bine definite în 3D precum Spider-Man, Captain America, Iron Man și cam toți supereroii din Marvel. Jocul este unul de tip Open World Action RPG și este primul joc de acest tip al lui Marvel ce a ajuns până în momentul de față doar pe Android la numai puțin de 5 milioane de instalări. Parcurge misiunile și doboară inamicii pentru a putea crește în level încât să poți trece la abilități mai puternice. Ce mi-a plăcut la acest joc este grafica ridicată și posibilitatea de a-ți muta camera după bunul plac, încât poți să te apropii de personaj, cât și să te îndepărtezi sau să muți unghiul acesteia. Atacă bazele, distruge inamicii și termină misiunile cu succes. Un joc pe care îl poți instala și tu din linkul din descriere. Și cam acestea au fost cele 5 jocuri noi și recomandate pe care ți le poți instala și tu de acum pe telefonul tău. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like și să te abonezi la canal. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!